Ascultați, frați, și Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mântuitorule, Dulapte Tău, care pentru tine și toate împlinești. Vino și te slăvește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și ne împiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Dumnezeule, Sfinte Tore, Sfinte Părăte Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tore, Sfinte Părăte Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tore, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă păcatele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamnește, 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 slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-mi nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește de cel vicat. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvântările dreților celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele robilor Tăi, păzindu-le predânsele într-o viață cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna Ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că Tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care te pomori la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însuși și sufletele robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce ai născut pre Dumnezeu, mai presus de fire, pe acela roată, să mântuiască sufletele robilor Său. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Costinel Costin, Mircea Bostan, Gheorghe Drăgan, Aurora Barcaru, Doru Carmuschi, Sorina Munteanu, Lucian Mihăilescu, Emil Nicolescu, Aurel Pop, Ion Prelipceanu, Victor Stan, Angelin Rosetti, Petrescu Temnicu, Carmen Steiciu, Constantin Pușcurță, Octavian Voicu, Vasile Sforici, Sever Bodron, Radu Cârneci, Ion Cosmei, Ion Lupu, Flavius Matei, Paul Sâmpetru, George Bacovia, Vasile Alexandri, Dinu Zarifopol, cu tot neamul. Și mai adăugați încă pe Ion Iordan a Ioanei. Iordan a Ioanei. Gheorghe Izbășescu. Așa, Gelu Măgureanu. Gelu Măgureanu. Virgil Ardeleanu. Virgil Ardeleanu. Și dacă mai știți vreunul.
Alexandru Ionescu, cu tot neamul lor celălalt. Micopie. Ion Panait. Mitică Micopie, Ion Panait. Cu tot neamul lor ce a dormit și pe robitei care odihnesc în cimitirile orașului acestuia și pentru că din neamul neaș din veac în veac și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnul Dumnezeu să așeze în sufletele lor de drept să odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeu, Duhul și Atotrupul care ai călcat moartea și pe tablă ai surpat și ai dăruit viață vitale. Însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor care s-au pomenit. În loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală o să fie cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului. Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă Dumnezeu împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului viață, Făcătorului tău, Duh, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli chele împărăției cerului, iar după Sfântă învirea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de dâși pe pământ s-au dezlegat, ceea ce prin spusa Ta iubire de oameni ne-ai învrednicit și pe noi smeriții și nevrednicii robii Tăi, să fim moștenitori aceeași prea Sfânt, dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cel ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bun împărate, prin mine, smeritul și nevrednicul slujitorul Tău, iartă adormiților robii Tăi care s-au pomenit să mai pomenesc, Costinel Costin, Mircea Bostan, Gheorghe Drăgan, Aurora Barcaru, Doru Camurschi, Sorina Munteanu, Lucian Mihailescu, Emil Nicolescu, Aurel Pop, Ion Brepceanu, Victor Stan, Angelin Roseti, Petre Scuternicu, Carmen Steiciuc, Constantin Pușcuță, Octavian Voicu, Vasile Sporici, Sever Bodron, Radu Cârneci, Ion Cosmei, Ion Lupu, Flavius Matei, Paul Sunt Petru, George Bacovia, Vasile Alexandrii, Dinu Zarifobor, cu tot neamul lor cel adormit. Și pe robii Tăi care odihnesc în cimitirile orașului acestuia și pe tine din neam în neam și din veac în veac. Orice au greșit ca niște oameni în această viață, Dumnezeu să ierte. Le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice tip asupra lor, cu care ei însăși din mânie sau de altă picină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, au suferit o anecare ca aceasta prin pisma și prin lucrarea diavolului. Binevăște prea bună și mult îndurate, ca sufletele lor să așeze cu Sfinții care din veac au binecuvântăție, iar trupurile lor să se dea firicele zidite de tine, că binecuvântat și prea slăvit ești în veci. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, cer, 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 ale preacuvioșului de Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat, a patra zi din moșterea tuturor sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, pomeniți, mutați la noi, în cortul drept să le așeze, plânsele Avram să le odihnească și cu drept să le numere, iar pe noi să ne miluiască, să ne mântuiască, ca un bun și de oameni iubitor. Într-un fericit adormire veșnică, odihnă, Doamne, sufletele adormiților de care s-au pomenit și le vor rog, Doamne, veșnică pomenire. Dedicați-vă, Doamne, colegii, să-i facă o dată.
soarte nu veșnică. Și le vor, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le vor, Doamne, veșnică pomenire, Hristos a înviat. Iar pe noi, ca un bun șbitor de oameni, să ne miluiască. Dumnezeu să ierte, să trăim și să-i pomenim. O zi binecuvântată! Așa. Deci o să începem partea cu comemorarea. Vreau să vă anunț că avem printre noi și pe doamna Bostan, soția lui Mircea Bostan, și o să rugăm și pe dânsul să ne facă o evocare a soțului. Și poate are chiar și o poezie ceva inedit. Și cred că e bine să începem cu doamna, da? Spargeți gheața dumneavoastră ca să... Da, poftiți. Pe care doamna Cristina Ștefan va prelua ostilitățile până mă întorc de la cora. Epitaf. Moartea e tot o lumină care în altă lume te alină. E poarte a naturii vinovăție, precum bine și la rău să fie. Moartea nu omoară cu frică, nașterea ei nu furnică. Nimeni nu știe cum se amână moartea rea ori moartea mai bună. Moartea respiră și în sfintele moaște. Negreșit cei vii o vom cunoaște. Să nu o luăm niciodată în seamă, chiar dacă pe mama și tata îi cheamă. Moartea nu vine, moartea rămâne. Puterea înnoirii modelată în sine. Așadar, bine ați venit la evenimentul de azi. N-ar trebui să fie unul trist, pentru că ei ne-au fost înaintași. Fără ei n-am fi ajuns aici. Sunt scriitori de marcă, cei pomeniți, toți cu absolut talent literar. Și inițiativa domnului Brăneanu de a face acest moment în cadrul festivalului respectiv, eu apreciez la superlativ. Pentru că, știți prea bine, trăim într-o lume din ce în ce mai egoistă și ne uităm și strămoșii, așa după cum ne-am cam uitat și viitorul. Așadar, eu voi vorbi despre Vasile Sporici, dar după ce îl invit pe domnul Petruș Andrei să vorbească despre Calistra Costin, recentul și fostul nostru președinte de filială timp de 13-14 ani, așa cred. Poftiți, domnul Andrei. Stimați colegi, sunt unul dintre cei care datorează foarte mult președintelui Calistrat Costin.
A fost un privilegiu, o plăcere și o onoare să vin în filiala Uniunii Scriitorilor din Bacău, unde am întâlnit colegi, prieteni, maestri într-ale scrisului. Nu-i amintesc acum, pentru că ar trebui să amintesc pe toată lumea. Îmi făcea plăcere să-i dau telefon de la Bârlad. Ne stabileam o întâlnire în jur de ora 10. Întotdeauna veneam cu jumătate de oră mai devreme și îl găseam urcând spre birou sau chiar așteptându-mă. Amintiți-vă că pe doamne le întâmpina cu ciocolată, pe domni cu o tărie, cu un îndemn, cu o glumă. Am scris despre opera sa, dar m-am oferit după aceea și de fiecare dată îmi spunea: Petruș, lasă, vorbește despre ceilalți sau scrie despre ceilalți, ceea ce, cum bine știți, am și făcut în paginile îndrăgitei noastre reviste Plumb. Impresionant este că nume însemnate în critica noastră literară au făcut afirmații pertinente, competente despre opera sa. Vreau să-l menționez pe maestrul Grigore Codrescu, o carte despre care am și scris, o carte dedicată scriitorului Calistrat Costin, Ironicul Reflexiv, intitulată Inspirat. Aș adăuga, îl văd și acum pe Calistrat Costin, Homo Ludens, adică adăugând încă o calitate, anume aceea că avea umor într-o țară tristă, cum spunea Bacovia. De altfel, dacă ne uităm în lista volumelor, observăm că într-unele dintre ele cuvântul umor este prezent, ca de pildă în Umor cu dinți, și Soarele îi cu dinți, sau Umor la gura țevii. Este într-adevăr o calitate observată, spuneam, de nume însemnate: Ion Rotaru, Laurențiu Ulici, Cornel Galben, Grigore Codrescu am amintit, cu voia dumneavoastră Petruș Andrei, Cristina Ștefan. La una din aniversări am vrut să-i fac o surpriză și am făcut acest pliant. L-a primit cu mare plăcere și mi-a rămas, de altfel așa și închei, cu una dintre cele mai frumoase poezii, care sună așa: Aș da ceasul înapoi, calendarul la gunoi, sunt amar, puțin nectar, mă simt bine, 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 că m-am săturat de lume, nu de mine, nici de tine, mi-e un pui fricos de dor, vreau și nu mai vreau să mor. Dumnezeu să-L odihnească și să-I fie luminoasă mereu amintirea. Mulțumim foarte mult! Da, domnul Codrescu, poftiți! Vreți în Ironicul Reflexiv? Am o carte în care apare președintele Calistrat Costin și pentru că au vorbit deosebit de informat și nuanțat prietenul de la Vaslui, am să vă citesc o poezie pe care am comentat-o în cartea aceasta. Eu nu m-am dus, nu l-am rugat să accepte cartea pentru că era președinte, ci pentru că el știa și să-mi dea. Adică știa să-mi dea fotografii, cronici, recenzii, cărți. Era un om deosebit de pregătit, profesionist, de altfel unul din
produsele cele mai bune ale Universității Alexandru Ioan Cuza, care este cea mai veche din România, cea mai veche, țineți minte. Cea din București e bună, competentă, acolo a învățat Manolescu și alții, dar noi o avem în suflet pe cea numită Alexandru Ion Cuza. Poezia lui Costin, pe care am citat-o aici, vă citesc ca să vă amintiți felul de a fi, de a se exprima al poetului. Se cheamă Număr de circ. Un puști acrobat s-a prăbușit la trapez. Într-un salt perfect și firește în clipa de grație s-a făcut întuneric. Fulgerător apoi s-au oprins reflectoarele, decor fantastic. Pe cavaleria ușoară a început un număr de dresaj. Cu un vis de cal alb, ropot de aplauze, delir, extaz, dresoarea o dulceață de fată, plonjonul puștiului a fost luat drept o scamatorie. Circarii se prefac, ei nu mor de adevăratele. În încheiere recunosc că n-am citit grozav. Caramitru ar fi făcut din asta un moment fulminant, pentru că el a făcut multe, între altele și un acoperiș, o amenajare splendidă la Ipotești, care nu mai este cum a făcut-o el când era ministru fiii Țărâna Ușoară. Mă scuzați că v-am repezit la microfon, dar prietenul meu, trubadurul, așa l-am numit pe Petruș Andrei, mi-a furat locul întâi la vorbire despre Costin. Mulțumim frumos, domnul Codrescu. Da, e scaunul lui. Să vedem Radu Cârneci. Stimați prieteni, am șansa, să zicem, șansa de a vorbi despre Radu Cârneci, pe care l-am cunoscut în ultimii ani de viața lui și căruia am avut bucuria să iau și un interviu înainte cu câteva luni de a muri. Cine este Radu Cârneci? Bănuiesc toată lumea știe. Născut în 1928, în februarie, la Valea lui Lal, nu? Lângă Râmnicu Sărat. Lalu, pardon. Da. Domnul Tăicuțu, care e de acolo și îl cunoaște foarte bine. Sigur, poate nu trebuia să vorbesc eu, ar fi putut vorbi Băcăoane, care îl cunosc foarte, foarte bine. Știm că a lucrat un om care a terminat silvicultura, pe urmă a terminat și filozofie, psihologie. A lucrat în cultură, foarte interesant, doar pasiunea te poate aduce spre literatură și el a fost un pasionat, un ziarist, un poet, un director de revistă. A înființat Ateneu în Bacău. Din păcate, pe 9 decembrie 2017 a murit. Deci, înainte de a muri cu câteva luni, acolo în apartament, frumosul și marele lui apartament de lângă Cismigiu, am petrecut multe ore cu domnia sa în fața unui pahar de vin și în fața unor vorbe frumoase din partea domniei sale. Nu vreau să lungesc momentul, vreau, dacă îmi permiteți, să vă dau doar două întrebări și două răspunsuri din interviul pe care l-am luat. Mulțumesc că mi-a aprobat. Întrebarea mea. O întâlnire cu dumneavoastră, domnul Radu Cârneci, este nu doar plăcută, ci se constituie și într-o lecție de viață, de relație cu lumea, cu natura,
cu divinitatea, fiind totodată un fel de istorie culturală a ultimelor decenii din veacul trecut și a primului din cel de azi. Viața și opera dumneavoastră sunt ca o carte deschisă, încă neterminată. Mi-aș îngădui să relatez și să reamintesc celor ce vor parcurge această convorbire câteva întâmplări care au marcat viața social-culturală a Bacăului. Și nu numai, care în mare măsură vi se datorează. Poetul este dublat atunci de omul cultural, termen pe care îl folosiți în publicistică din când în când. Ca președinte al Comitetului Regional Bacău de Cultură și Artă, ca redactor șef al revistei Ateneu, pe care ați înființat-o ca principal organizator, sigur că în jur a fost George Bălăiță, Călin Constantin, Abraham, Sergiu Adam, pardon, da, și mulți alții, dar factorul principal a fost el. Iată că din funcțiile de atunci se putea face și bine. Așa, s-a dezvelit statuia marelui poet Bacovia, deci în timpul când era el prezente, pentru care a stăruit timp de 2 ani de zile. Se înscriu toate acestea și altele în preocupările omului cultural. Noi știm că despre omul cultural se spun multe și nevrute, de multe ori, cu sens peiorativ, omul cultural, adică ăla care era trimis, știm noi unde, de fapt activistul de partid era acel om. Dar iată că Radu Cârneci a fost cu totul altfel de om. Răspunsul domnului Cârneci, fără îndoială, da, dar și altele. Omul cultural nu se naște, el se formează în funcție de niște calități personale și de unele funcții ce îi se dau, de conducere, de organizare, de reprezentare. Mai întotdeauna el se simte răspunzător nu numai de cele ale sale, ci și de cele ale altora, ale societății în care trăiește, datorii, interese generale, necesități. Împlinirile sale acoperă de cele mai multe ori unele spații goale, devenind în felul acesta important sau foarte necesar, înscriindu-se astfel în istoria acelui timp sau acelor locuri. Îmi stă la îndemână un om exemplar atât prin bogatele și valoroasele scrieri originale, cât și prin faptele culturale, de mare importanță pentru cultura națională. Profesor Eugen Simion. Devenind, ce îmi spune despre un om cultural ca Eugen Simion? Devenind academician și mai apoi președinte acelui mai înalt for al științei și culturii românești, profesor Eugen Simion s-a angajat preluând ideea filosofului Constantin Noica și a izbândit să facsimileze și să editeze întreaga operă eminesciană, punându-o astfel la adăpost de vicisitudinile vremurilor viitoare. Să mai adăugăm organizarea și tipărirea Dicționarului Literaturii Române, 6 volume, editarea Formula Pleiade, unor mari scriitori români, organizându-i o dată în plus. De asemenea, tipărim pentru întâia oară Vulgata, Biblia de la Blaj, Moment de limbă română, 1760-1761. După mai bine de 200 de ani de la traducerea acesteia de către preacinstitul episcop Paul Petru Aron, de notă din partea profesorului Simion, grija ca asemenea acte de identitate culturală românească să nu se piardă, ci să facă dovada bogăției noastre spirituale. Aș mai adăuga la acest foarte sumar portret faptul că tot sub magistratura sa și cu sprijinul efectiv al unor prețuitori ai culturii s-a ridicat și s-a dat rosinței publice în nou și modernul edificiu al Bibliotecii Academiei Române. Nu mai continuu, răspunsul este foarte lung, nu vreau să vă țin problemă, dar apropo de ce a făcut Eugen Simion, știți că a fost dat în judecată de o oarecare doamnă Bot, nu? De la Cluj, chemat de la DNA, iar eu i-am luat după aceea un interviu domnului Eugen Simion și mi-a spus cu blândețe caracteristică, dacă eu, domn profesor, îmi spunea mie, dacă eu vreau să uit asta, haideți să o lăsăm, să nu mai vorbim de rău.
Dumnezeu să-l ierte pe Radu Cârneci și sunt sigur că acolo, la cenaclu din ceruri, are tot funcția de redactor șef. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Șurelu. Haideți să vorbim despre cei duși, câteva cuvinte de suflet. Eu o să vă vorbesc despre Vasile Sporici. Pentru că s-a vorbit despre Calistra Costin, a fost directorul teatrului și Vasile Sporici a fost directorul teatrului Bacovia și o personalitate de netăgăduit în cultura locală și în cea românească în general. A trăit 73 de ani, s-a născut în 1931 la Comănești, Bacău și a murit în 2004. Asta a însemnat că cam patru decenii a avut mare influență asupra culturii. El a ținut o cronică în revista Ateneu încă de la înființare din 1964 de critică literară până când a murit, până în 2004. A terminat Universitatea din București, secția Biologie și ca atare are multe lucrări profesional scrise, inclusiv lucrarea de doctorat. O am aici, am cumpărat-o și vreau să o dăruiesc celui care va fi interesat de această personalitate extraordinară, Vasile Sporici. El semna și cu pseudonimul Vlad Sorianu. A fost în 2004, în anul morții sale, onorat cu meritul cultural, ordinul în titlul de cavaler al culturii și are un roman foarte interesant, Timpul dezmoșteniților, pe care l-a scris încă din tinerețe și l-a terminat la junimea în 1983. Deci, la vârsta maturității deja. Eu vreau să vă povestesc o întâmplare, în afara biografiei extraordinare pe care o are cu titlul de om de cultură în Bacău, Vasile Sporici. Era în anul 1980, terminase în facultatea, apropo de domnul Codrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cea mai veche universitate din țară, și am venit prin repartiție guvernamentală la CEC, sucursala județeană CEC. Vă dați seama că în anii de studenție eu n-am avut cum să țin legătura cu lumea culturală a Bacăului, îmi vedeam de învățat, de examene, m-am și căsătorit, am făcut și un copil. Deci, nu cunoșteam așa bine marile personalități. La CEC acolo am ajuns singura economistă într-un colectiv de doamne cu orgolii foarte mari, foarte spilcuite, foarte încrezătoare în ele însele și care m-au tratat cu foarte multă invidie și cu foarte multă reticență când am ajuns eu acolo, entuziastă de pe băncile universității. Și am făcut 2 ani de ghișeu acolo la CEC. Am pus în ordine și am adunat și am scăzut documente de depunere și restituire, ca la orice ghișeu. Și după vreo 2 ani, deci asta era în 82, am fost promovată tot la ghișeu, la acordarea de credite. Dacă știți că în perioada aceea se luau credite pentru locuințe. Și acolo mi-am văzut de treabă, am învățat ce este de făcut, cum se întocmește documentația de credite și într-o zi a venit un domn la ghișeu și eu m-am comportat absolut normal. I-am luat documentele, le-am așezat în ordine, am spus ce documente îi mai trebuie, m-am dus la conducerea societății și s-a aprobat creditul. Lucram repede, e adevărat. Mă trezesc peste 3 zile cu un articol în ziar. Da, dacă toți oamenii care lucrează cu populația s-ar purta așa cum se comportă Ștefan Cristina, am fi deja într-o civilizație superioară. În sfârșit, mă lăuda acolo, eu am înghețat. De unde am aflat? Flutura steagul roșu prin toată sucursala
Și m-a chemat directorul. Doamna, dar nu ți-o are cum, aveai venit pe băncile facultății. Dar se poate, ți-ai plătit articolul la ziar ca să fii promovată? Așa că cam asta este cu caracterul omului. Nu l-am cunoscut pe domnul Sporici, dar el a simțit nevoia să scrie acel articol. Atunci am aflat despre Vasile Sporici. Deci, eu vreau să vă spun că și în lumea noastră, scriitorilor, caracterul contează. Dumnezeu să-l ierte, a fost o mare personalitate a Bacăului și un om de mare caracter. Mulțumesc! Valeria, Petrescu Telnic, nu te văd. Ah, ce ești așa în spate? Hai! Petrescu Telnicu, da? Eu sunt de multă vreme în această filială și când s-a făcut pomenirea celor trecuți la Domnul, chiar mă gândeam că pe aproape toți i-am cunoscut. Mai puțin pe Vasile Alexandri, pe care l-am cunoscut doar datorită faptului că am avut ca lucrare de licență tipologia comică la Vasile Alexandri. Pe ceilalți am cunoscut pe toți, pe foarte mulți i-am apreciat și probabil că cel mai aproape afectiv și nu numai am fost de Petrescu Telnicu. Eu am scris câteva rânduri ca să nu vă țin foarte mult și să-mi iertați sentimentalismul, dar avem de-a face cu un mare poet care ne-a părăsit mult prea devreme. Era un uriaș blând, tăcut, care își apăra universul cu un zâmbet abia schițat. De altfel, poet remarcabil, prea puțin preocupat de vociferările grafomanilor, de ifosele înfipților încnezate și voievodate literare, incapabil să urască ori să poarte ranchiună pentru lipsa de recunoaștere națională. Ai fi zis că la muză absența sa din topuri și ierarhii, poate din cauza unei atitudini filozofice în fața vieții și a actului de creație, poate din cauza educației și a culturii acumulate cu discreție de-a lungul anilor. Citit și talentat, Petrescu Telnicu nu intra niciodată în discuții meschine, nu părea interesat dezbaterea oarbă pentru obținerea de faimă și onoruri, ci cumva plictisit de aceste deșertăciuni ale deșertăciunilor, înainta prin lume cu capul sus, detașat, prieten cu toți și cu nimeni în special, generos cu cei pe care îi credea atinși cu adevărat de fiorul sacru al poeziei și pe care îi găzduia în paginile revistei la care era redactor șef, e vorba de Plumb. Dar învăluit într-o tăcere de nepătruns, atunci când era silit să stea prea mult între veleitari și nu ducea lipsă de ei în preajma sa, mai cu seamă după ce câțiva poeți cu ștaif i-au recunoscut valoarea, desigur nu tocmai public, nu în pagini de cronici ori de istorii literare, ci așa, mai la o șuietă, mai la un șpriț, în cadrul vreunui festival de poezie. Când prea devreme s-a îmbolnăvit, Petrescu Telnicu a devenit mai comunicativ, căzuseră niște bariere dintre el și lume și introvertitul părea să se fi volatilizat. Mie mi s-a părut întotdeauna că seamănă cu Tim Robbins în rolul lui Andy Dufresne din Închisoarea Îngerilor, aceeași capacitate de a supraviețui, de a rămâne senin după încercări în măsură să te nimicească, aceeași prudență și discreție în preajma rebelilor și a dezmățaților convinși că au întotdeauna dreptate și că lumea a fost creată ca să aibă ei de unde trage foloase. Când am citit volumul Poem pe cord deschis, editura Casa Scriitorilor, Bacău 2006, am fost convinsă că Petrescu Telnicu scrie o poezie de notație intimistă
sentimentul copleșitor de însingurare, tristețe provincială și nevoia de evadare, stând alături de o detașare ironică și chiar de versul în poantă sorescian. Și am să vă citesc o poezie de-a lui Petru Scuternicu, se cheamă O Veneție cu aromă de singurătate. Era jumătate duminică și jumătate tristețe. Cearcănele unui înger ningeau peste mansarde. I se înfigea toamna în piept până în plăsele. Singurătatea intra pe geam, făcea piruiete. Țipătul cădea pe genunchi, își înmuia degetele în melancolie. Cunoscuții îmbătrâneau într-o scrisoare. Poetul, cu palma căuș, nu lăsa cuvântul să se stingă. Și asta cred că a făcut Petru Scuternicu, s-a dus în cer, dar nu a lăsat cuvântul să se stingă. Dumnezeu să-l aibă în grijă. Cine mai e? Domnul Mocanu, domnul Galben, domnul Mocanu și doamna Dana Bostan, ne citiți ceva din Mircea Bostan? Da? Îmi revine, sarcina sau datoria, mai bine spus, să vorbesc și despre vrânceni. Vrâncenii care, știm cu toții, aici au ales să vină în filială, deși au fost și pe la Galați, dar majoritatea aici a activat. Și trebuie să ne aducem aminte de Ion Panaite, de Constantin Ghiniță, de Mircea Dinuț. Dar eu acum mi-am propus să vorbesc despre Ion Panait. Și o să recurg și eu la această modalitate de a vă citi un mic articol pe care l-am scris despre Ion, al literaturii vrâncene, așa era numit la noi acolo în Vrancea, și am spus cam așa, dacă Marea nu l-ar fi chemat, Ion Panait ar fi împlinit în această primăvară 82 de ani. Dar valul albastru al mării pe care o adora atât de mult l-a strigat într-o zi însorită de septembrie și nu a stat pe gânduri și a făcut bagajele împreună cu soția și s-a dus spre infinit. De unde nu s-a mai întors decât ca o boare de vânt, o amintire frumoasă a celui care a fost poetul și publicistul de excepție Ion Panait, adoptat de Vrancea, el fiind născut în comuna Piscu, județul Galați, despre poet Gheorghe Istrate, premiant al Academiei Române, spunea: Ion Panait este un poet al mirezmelor florale. El este un unicat. Sunt uluit să constat cum tâmpla tânără, dar și cea seniorială a criticii scripturale românești, n-a reușit încă să-l descopere pe acest poet de o limpiditate de cristal, care nu și-a propus să-i stompeze pe nimeni, ci să așeze în raza proprie care îl încoronează plenar. Dumnezeu mi-a îndreptat pașii la începuturile mele literare spre Ion Panait și Dumitru Pricop. Dacă poetul negrileștean Pricop mi-a fost diriginte în anii de liceu și apoi prieten de călătorie peste tot pe unde avea sau nu avea treburi literare, celălalt, Ion Panait, mi-a fost pedagog de literatură. În ultimii 10 ani de viață i-am fost atât de aproape încât zile și nopți zăboveam în apartamentul său din Piața Focșanilor, cu laptopul asupra mea, ajutându-l în tehnoredactarea volumelor sale de poezie, fiind astfel și consilier editorial al multora dintre ele. Am învățat multe de la el. Era foarte exigent cu fiecare cuvânt, o minuțiozitate pe care nu o mai întâlnisem până la el. Experiența sa literară mi-a fost de mare folos pe mai târziu în carieră și astăzi îi mulțumesc din toată inima pentru eforturile ce le făcea să-mi arate cum este și cum nu este cu această literatură dacă vrei să mergi pe drumul cel bun. De fiecare dată când se apropie sărbătoarea mărțișorului, el fiind născut pe 1 martie, amintesc de el și îl visez spunându-mi: aștept, Gheorghiță, să scrii ceva de mine când vine primăvara. Scrie tu, că mulți dintre prietenii mei de altă dată nu-și mai amintesc de mine. Aceste cuvinte mele închipui spuse de el și mă fac mereu să exclam: nu-l uitați pe Ion Panait, Ion al literaturii vrâncene. Și să nu fur prea mult din răbdarea dumneavoastră, am să citesc două poeme. Elegie necontenită.
Sfânta mea femeie de mătase, tu ești frigul ce-a înflorit pe oase și căldura nopților umbroase. Tu ești drumul robilor nălucă și misterul miezului de nucă sau zăpada dorului de ducă. Eu trec zarea într-o altă barcă de incertitudini și mister, de parcă cruda ta bătaia inimii mă încearcă. Nu muri și tu de o presimțire ce mă îmbracă în izmă și în iubire. Vom fi doar o magică pieire. Și încă una, nuntește aprilie. S-auzi tropotele cailor cum se nuntește luna, se face curățenie în tinda bisericii, atunci se albesc porumbarii, se scutără virginele în curcubeie sterpe de iluzii. Și în cântecul privighetorilor, pe o rană de cerb se așează mireasmă de mere roșii, surâs de lacrimă împărătească. O seară verde, o haită de lupi cu coamele pline cu licurici, ce gând mi-ai dat, singurătate, când ai descălecat colina și m-ai băgat la ocnă? Când înflorez viile, toată lumea doarme pe prispă, numai viorile au ordin să-și mângâie oasele. Nu am la mine un poem de Ion Cosmei, în schimb vreau să vă semnalez această apariție, n-am apucat aseară, este vorba de volumul 3, Țara de Sus, de mai sus, care adună cronici ale evenimentelor literare și artistice din Țara de Sus și firește este foarte prezentă filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor și în primul volum a apărut în anul 2015, este foarte prezent, cum a fost și în viața literară a Bucovinei, Ion Cosmei. Ion Cosmei s-a născut în 1951 în Călinești cu Parencu, un sat marcat de biografia și de cultul lui Eminescu. A fost un poet ucrainean, de origine ucraineană și expresie română, ca și verișoara sa, Carmen Veronica Steiciuc. Eu l-am cunoscut târziu, el a urmat cursurile celei mai vechi și mai bune universități, Universitatea Iași. Eu am fost studentă la București. Când l-am cunoscut, eu lucram de 2 ani în redacția ziarului Tribuna Ialomiței și într-o zi i-a călcat pragul ca să mă cunoască și să-l cunosc, Ion Cosmei, proaspăt repartizat la o școală din Ialomița, dintr-un sat, Traianu. Acolo, asta se întâmpla la 2-3 luni de la repartiție, înființase un grup folk și venise ca de la bucovinean la o bucovineancă să mă roage să-l sprijin în promovarea acestei inițiative ale sale. Când am ajuns eu la Traianu, Ion Cosmei nu mai era, plecase la Suceava. Un mister pentru mine, era foarte greu pe vremea aceea să te desparți de o repartiție guvernamentală înainte de cei 3 ani obligatorii. Aici voiam să ajung. În anul 2006, noi la Suceava, ajunsesem și eu din 1981 acasă, în Bucovina, la librăria scriitorilor, minunata librărie și minunata inițiativă a băcăuanului Eugen Uricaru, organizam un ciclu de manifestări, Scriitorul citește, și în 2006 l-am sărbătorit la 90 de ani pe academicianul Constantin Ciopraga, care, pe lângă faptul că fusese primul rector al unei instituții de învățământ sucevean, ne îndatorase pe mulți
dintre noi, l-am evocat atunci, l-a evocat în primul rând fosta sa studentă, Stavrofora Elena Simionovici, colega noastră de astăzi, venită aici împreună cu Monahia Teofana și odată cu preasfințiile lor, aducând și binecuvântarea Sfintei Mănăstiri Voroneț, pe care o prețuim din toată inima. Atunci au citit poeme din Constantin Ciopraga, foarte tânărul Alexandru Ovidiu Vintilă, foarte tânăra Isabel Vintilă, dar cel mai însuflețit moment a fost cel al lui Ion Cosmei, care ne-a povestit că avusese la activul său o compoziție muzicală Unicat pe versuri de Constantin Ciopraga. I-a dus înregistrarea compoziției sale și academicianul, pe lângă faptul că îl știa din facultate, a fost mișcat și l-a ajutat să obțină negația și să ajungă secretar literar la ansamblu Ciprian Porumbescu din Suceava, căruia i-a dedicat o monografie, a fost lucrarea sa de debut, dar ca poet el a debutat la Junimea, a câștigat concursul de debut al editurii Junimea în anul 1985, după ce obținuse cu un poem al său o recunoaștere la fel de prețioasă în vreme a revistei Flacăra cu titlul Cel mai frumos poem al anului, după opinia redacției. După am ținut să evoc acest moment pentru că să subliniez vocația culturală a lui Ion Cosmei, care s-a manifestat în numeroase lansări de carte, organizarea numeroaselor lansări de carte, de susținere a tinerilor condeie. Era peste tot, era și un publicist apreciat, dar am vorbit despre el și prin și am pomenit și originea sa ucraineană, sângele său ucrainean, pe care de asemenea l-a onorat cu traduceri din Taras Șepcenco, cea mai completă traducere din poetul național al Ucrainei îi aparține. Această muncă sa de traducător a fost recunoscută la 60-a sa aniversare. Consulatul Ucrainei la Suceava i-a acordat o distinție. Un poet în vogă din Ucraina a venit să-i spună la mulți ani, Ivan Draci. Iar doctoratul în Taras Șepcencu și receptarea sa în România a fost obținut, i-a fost acordat titlul de doctor de Universitatea București, pe care el o prețuia. De asemenea, s-a manifestat foarte puternic și ca bucovinean. În anul 1994, cred, a publicat o carte, Drumul spre Golgota, prelând experiența și împărtășind-o în limba română cititorilor unui profesor universitar din Cernăuț, Ilie Popescu, care fusese exilat în Kazahstan, o tragedie cum au trăit mulți dintre românii de dincolo de graniță. De asemenea, a avut ideea unui pelerinaj din Boian la Vatra Dornei, căruia de asemenea i-a dat
consistența unei cărți împreună cu un ziarist, Tiberiu Cosovan. A făcut multe lucruri, a avut cu firea sa prietenoasă și mulți prieteni. Ceea ce aș vrea să spun, important pentru mine, este faptul că fie că a fost sau că n-a fost, cum susțin eminescologi cu autoritate, descendent din neamul lui Eminescu, credința aceasta că este urmașul lui Eminescu, credință care de altfel îi însuflețește pe toți poeții, l-a marcat, i-a dat aripi și i-a făcut mult bine înzestrării sale autentice. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Cornel Galben. O bună parte dintre dumneavoastră l-ați cunoscut pe Octavian Voicu, poetul de o sensibilitate rară și de o cultură enciclopedică, cel care știa Bacăul pe din afară, dacă vreți să o luați așa, și nu numai Bacăul, și tot județul și multe alte localități în afara județului Bacău. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi chemat la ceruri, pe 28 luna trecută ar fi împlinit 83 de ani. S-a născut la Viforeni, în județul Bacău, și tot acolo s-a și stins în 2005, în ianuarie, pe 7 ianuarie. Am avut șansa să-l cunosc încă din tinerețe, ca să zic așa. Abia terminasem școala profesională, eram la Onești, lucram pe platforma petrochimică și în cadrul zilelor culturii călineștiene, sigur că era prezent acolo și spre deosebire de alți scriitori afirmați la vremea aceea, el era, cum a fost de altfel, întotdeauna modest și apropiat de cei care nu-i băga nimeni în seamă. Cochetam și noi atunci cu poezia, e și Alexandru aici, care a mucenicit împreună la Junimea Nouă și mai târziu Alexandru Dumitru, bineînțeles, dar am zis că numele de prieten. A debutat în mai multe rânduri, pentru că întâi a semnat cu numele real, Constantin Pușcuță, și abia peste 2 ani a adoptat pseudonimul care l-a făcut de altfel celebru și care a rămas în istoria literaturii contemporane. Este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității din Iași. A debutat în revista Luceafărul cu o prezentare a lui Nicolae Stoian, apoi în Cronica cu o prezentare a lui Mihai Drăgan și în sfârșit în Ateneu, al cărei redactor vrea să ajungă peste un timp. Editorial a debutat cu volumul Ce întemeiază privighetoarea la editura Junimea și, cum o să observați, toate volumele sale poartă câte un titlu emblematic, plin de lumină și de iubire, așa cum ne cataloga pe toți, ori de câte ori ne trimitea un mesaj sau chiar ne despărțea, spunea cu iubire.
celelalte volume, Viața pe rod, Câtești lumină, Cartea locului, ultima în 1986. De atunci și-a impus o tăcere, n-a mai scris, adică de scris, a scris pentru sertar, dar n-a mai publicat niciun volum, știute fiind, cum să spun, și obstacolele, dar faptul că ți se impunea să mai publici și altceva pe lângă versurile tale sau pe lângă scrierile tale. Și atunci a preferat să scrie pentru sertar și abia în 1998 a revenit și iarăși am avut șansa să fiu alături de el, pentru că a publicat volumul la editura Corgal Press, o editură tânără, pe care, cum să spun, a susținut-o și prin volumele sale, pentru că toate celelalte volume, cu excepția antologiei, Pagini alese, de care m-am ocupat, au fost publicate la editura Corgal Press. E vorba de volumul Eu sunt, tu ești, el este, o mică bijuterie cu un caracter profund spiritual, religios, lucruri care înainte de 89 nu s-ar fi putut întâmpla. Apoi o carte pentru copii foarte frumoasă, Cartea lui Copil Împărat, care a și primit premiul filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, Cartea Privirii în 2003, și pe finalul vieții sale, după suferința pe care a îndurat-o și după operația, a reușit să mai trăiască aproape un an, grație ajutorului lui Gelu Fulga, Dumnezeu să-l odihnească și pe el, care a scos imediat bănuții din buzunar, am reușit să scot al doilea volum din Cartea lui Copil Împărat, pe care i-am dus-o la Viforeni a doua zi de Crăciun. Nu mai putea să vorbească, însă creierul era viu, înțelegea tot. I-am produs o surpriză extraordinară, am văzut cum mi s-a luminat chipul, mi-a mulțumit în felul lui și pe 7 ianuarie ne-a părăsit. Am reușit tot la Corgal Press să îi public și singurul său roman, asta post-mortem, în 2008, Lumea are glas. Un roman despre sat, despre grozăviile cooperativizării și ceea ce a însemnat într-o anumită latură epoca socialistă. Sigur că a sprijinit pe multă lume, i-a îndemnat, i-a urmărit cariera, i-a recomandat revistelor, mulți dintre cei care au devenit membri ai Uniunii Scriitorilor au beneficiat de recomandările sale. A fost deschis și față de scriitorii de dincolo de Prut, unde de asemenea în primii ani după 90 am fost împreună la multe întâlniri. A fost și directorul Teatrului de Animație, a fost și secretarul Teatrului Bacovia, a dus acolo de dramaturgul, de cronicarul dramatic și filozoful Vasile Sporici, în perioada sa de directorat. Am avut și șansa încă un dat să dramatizez piesa pentru copii a lui Eugen Gheorghiță de la Chișinău, pe care am montat-o la Teatrul de Animație, și o piesă care a cunoscut peste 200 de reprezentații. A lucrat și la
Inspectoratul pentru Cultură, cunoștea foarte bine lumea plasticienilor, lumea scriitorilor, lumea muzicienilor. Era în taberele de creație, fie ale plasticienilor, fie ale scriitorilor. A cunoscut o lume întreagă care, la rândul ei, îl are în inimă și memoria lui sper să fie în continuare păstrată. Personal am încă destule manuscrise, o parte le-am publicat. Dintre ele am adus aici trei, dar o să vă citesc numai unul, probabil scris exact în perioada în care a venit după internarea de la spital, era chiar singur în apartamentul său de pe cornișa Bistriței. Nefericita singurătate. Cine să te mai strige din depărtare de tine, să-ți spună că-ți este dor, cuvinte bune de îmbărbătare, cine să-ți dea când zilele smor? Cine să-ți intre în îngusta încăpere, să-ți vadă icoana la care te închin, cine ți aduce câteva mere, cine te sărută dacă suspin? Cui împărtășești suferința când sufletul și oasele te dor? Ziua și noaptea te alin cu credința și ai în suflet un rece fior. Când lacrima scade peste obraz, cine ți-o șterge cu palma iubirii și cine în clipa de răgaz ți-ascultă oful neîmplinirii? Cine întinde cupa cea plină? Cine te ridică dacă ai căzut? Cine îți face din besnă lumină? Cine te vede când treci nevăzut? Cine îți întoarce gândurile tale? Cine îți trece mâna prin părul cărunt? Cine te ajută iubindu-ți, ieșindu-ți în cale, când trupul ți-e greu și pasul mărunt? Nefericit și singur străbați cu îndârjire pustietatea timpului atât cât a rămas și visezi amar la stropul de iubire să-l porți ca talisman al ultimului ceas. Dumnezeu să-i poarte în onoare. Ar fi păcat să-l sărim pe Sergiu Adam, unul din cei mai energici și mai eleganți redactori ai revistei Ateneu, pe care a făcut-o Bacovea și cu altcineva. Nu prea am auzit versuri de Bacovea pe aici, nici ieri, poate azi, mâine. Sergiu Adam era fiul de preot. Singurul om care a făcut ceva pentru el a fost Ioan Dănilă, actualmente redactor asociat la revistă, care a luptat să se cheme școala unde a învățat de lângă podul Turcului pe acolo, Glăvănești, să se cheme Sergiu Adam. El mai are o performanță frumoasă. A crescut vreo 3 fete sau 4. 4, da. Dumnezeu să-l odihnească. Și ultima pe care o amintesc este că la un moment dat revista nu mai avea sediu, deloc. A intrat într-un pod la teatru, hotelul vechi, în podul ăla l-am găsit, pentru că eu știam ceva din liceu și din facultate, desigur, despre faptul că pe aici a trăit și Bacovea. Și l-am găsit acolo. Era foarte greu să-l găsești. Dar el era zâmbitor, afabil, generos și dacă te duceai la redacție, îți găsea ceva, o propunere de o temă generoasă. Mulțumesc pentru... Mulțumesc. Nu am putut rezista tentație de a vorbi de domnul Octavian Voicu, care s-a intersectat și cu existența mea. Și aceste cărți pe care vi le-am adus să vi le arăt sunt foarte importante pentru mine, sunt cu autografa. De atunci am acest obicei de a lua autografe și de a le păstra. Este o mărturie a unui moment
care rămâne veșnic, cel puțin în sufletul meu. A vorbit atât de frumos domnul Cornel Galben, încât n-aș putea decât să spun ceea ce depinde de amintirile pe care le am cu domnul Octavian Voicu și pe care nu l-am uitat și nici n-o să-l uit. Viața pe rod. Eu sunt, tu ești, el este. Este o minune. Ce întemeiază privighetoarea? Cartea locului. Cartea privirii. Pagini alese. Lumea are glas. Iar aici este o antologie de poezii pe care el le-a susținut celor de la Palatul Copiilor. Se făceau niște tabere de literatură și acești copii foarte talentați au primit sprijin. Vă mărturisesc că în anii 70, domnul Octavian Voicu era la Casa Pionierilor, dacă știți, acum este restaurantul RMB, și avea un cerc de literatură, eu aveam un cer de pictură, sculptură Alina Enache, Dumnezeu să o ierte, și așa mai departe. Am să citesc o poezie de-a lui. Am să citesc o poezie de-a domnului Octavian. Bat clopotele toate să te cheme la rugăciune. Intră sufletul tău în minune, Doamne, de la miresme, nu-l mai scoate. Nu-l mai scoate de la lumina ca mierea, lasă-l să-și ia de acolo puterea, să-și ia cuvântul, să-și ia poezia și ușor să umble ca păpădia, ca un fluture și nimic să-l scuture. Ascultă cum clopotele bat și te cheamă la împărat. Ăsta este un sonet pe care el nu l-a publicat și acum contribuția mea sufletească pentru el. Nu-mi vine să cred nici acum că l-am condus pe ultimul drum la Viforeni și păstrez imaginea aceea. Poezia se numește Cu iubire. El nu spunea salut sau bună ziua, spunea cu iubire. Îți mângâi literele cuvintelor și adaug clipei nemurirea, dincolo de lacrimi stalactite și gânduri îndoliate. Păstrez adierea zâmbetului cosmosului tău și continui să-ți vorbesc și-ți scriu, să-ți țină de urât acolo, îndepărtate lume albastre spre colini rotunjite, lângă via lunea Ilie și nucii de la poarta cimitirului. Și-ți port amintirea ca un strai de sărbătoare în zi de duminică, zi de mers la biserică, să te regăsesc în vers, în neuitare, în veșnicia dorului de poezie, de visare. Vă doresc să... Mulțumim, doamna Călin. Nu ne-ați spus unde ați colaborat. Au? La Casa Pionierilor ați colaborat cu Octavian Voicu? N-aude. Nu s-aude. Eu l-am avut profesor, am fost privilegiată. L-am avut profesor de desen în clasa 7-a, la generală 2 și în clasa 9-a la liceul Vasile Alexandrie. Nu m-a încurajat să desenez. Sunt o catastrofă. Haideți să vedem. Doamna... pentru Victor Standa, să ne spuneți cine sunteți și ce ne citiți. Sunt Petronela Popei și am interferat cu poezia, cu poemele domnului Victor Stan prin intermediul doamnei Geta Stan. Și acum ceva timp îmi pusesem în gând să scriu o recenzie despre una dintre cărțile domniei sale.
Întâmplarea a făcut să nu fie o simplă recenzie, ci să fie efectiv lucrare de doctorat sau în apropierea acesteia. Doamne, în grădina ta de rozmarini, spaima și cerul, cățelușe ciudate se gudură la picioarele noastre. Aceeași iederă japoneză, salamandră verde, de lacrimi și amintiri. Prin pereții de viplă subțiri, îți zăresc ochii de iubire. Ne caută prin mulțime de umbre condamnate să rămână îngropate în pustie. Brațul pe care ni l-ai întins seamănă mai degrabă cu un toiac de cireș înflorit sau cu o șoaptă de lie ciocârlie, chemându-ne să poposim la izvor ascunși într-o sămânță de măr dintr-un cearcă numbros. Spaima care se gudură la picioarele noastre, asemenea unui duleu ciobănesc, nu are nicio logică și nu-i găsesc înțelesul înainte de moarte sau naștere. Seamănă mai degrabă cu euforia tăcerii dintr-un lujer de floare în alergare către livezile cerului. Îmi amintesc cât de frumoasă a fost clipa nașterii mele într-o zi din luna septembrie. În clipa aceea, un Bonaparte hotărâse să mai înceapă un război împotriva umbrelor neatârnării. Adevăratul învingător nu a fost împăratul, ci viața noastră de fiecare zi pentru care, la naștere, mi-am pus zălog inima. Cred că dumnealui, și nu doar dumnealui, ci cu toții cei care vă aflați și ne aflăm aici, ne-am pus zălog inima pentru a trăi și a viețui în iubire. Cuvintele mele, cu siguranță, sunt foarte puține. Domniile voastre l-ați cunoscut pe marele Victor Stan. Dumnezeu să-l primească în lumina sa și să mai trăim, să-l pomenim. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru emoții. Vreau să vă spun că doamna Petronela Popi este un prieten al filialei Bacău. I-am citit recenziile pe internet și sunt de un deplin profesionalism. Vă mulțumim mult, neonorați. Mulțumesc, din toți mulțumim. Mulțumesc. Doamna Dana Bosan, ne amintim un pic de Mircea. Un poet excepțional, Mircea Bosan. Pentru mine este un moment copleșitor să vorbesc despre soțul meu la trecut. Și copleșitor din nou pentru că mă aflu în fața unor personalități remarcabile. Misiunea mea devine astfel aproape dificilă. Deci voi încerca să citesc câteva rânduri dintr-un discurs puțin, dintr-un discurs nameloțința discursului, pe care îl voi prezenta la lansarea ultimilor sale volume. Iată-ne prezenți aici, în acest spațiu dedicat artei scrisului, condeiul mai puternic decât orice sabie, energetica emanată prin cuvinte. Știm că domeniul culturii este unul important și știm foarte bine că pentru a fi vizibil și pentru a-ți promova activitatea literară trebuie să fii prezent pe rețelele de socializare. Eu cred însă că este necesară o reformă în cultură și mă refer la un proiect național care să adune toți oamenii de cultură și toate ideile lor, o colaborare între culturi. Valorile trebuie preluate, puse în evidență și adăugate mereu altele noi. Idealism, nu? Știm însă că idealiștii mor primii și se pierd mult mai ușor. Dar ce se întâmplă cu scriitorii care nu mai sunt printre noi? De obicei, ei sunt uitați. Lumea în care trăim nu este perfectă. Asta este realitatea. Majoritatea oamenilor trăiesc un fel de autism, ignorându-se unii pe alții, considerându-se mai buni decât alții. Vom scăpa vreodată de acest cerc vicios? Soluția unui trai echilibrat într-o astfel de societate presupune acceptarea celor din jur cu bunele și relele lor, iar gesturile de generozitate aduc mereu un plus de înțelegere și speranță. Generozitate, astfel se poate numi hotărârea colectivului de la editura Papyrus Media de a publica postum cărțile de poezii și proză ale scriitorului Mircea Bostan.
Volumul de versuri intitulat Zodia Vărsătorului este o selecție de poezii reprezentative pentru autor. Mircea Bostan privește lumea din jur cu ochi atât de limpezi, încât și noi ajungem să vedem totul într-o lumină nouă. Pofta lui de viață și umorul lui în contextul actual sunt aproape ireale, deși deloc neverosimile și extrem de sincere. O gură de aer proaspăt, diferit, sunt poeziile lui. Ți se bagă sub piele și te face să trepidezi de emoție în ritmul complicatelor sale descrieri. Transformă volumul într-o prezență plină de viață. Ideea care se desprinde din versurile sale este constatarea unei stări de fapt. Trăim astăzi într-o epocă de instabilitate extremă, politică, morală, socială sau fizică pur și simplu. Lumea este instabilă înăuntru și în afară de noi. O carte în care îmbină cu mare responsabilitate acțiunea, drama și umorul într-un tot unitar. Înțelegem că lumea e un mozaic de caractere diferite în care oamenii trebuie să conviețuiască pașnic și dezinteresat. Uneori, autorul pare un tiran, antipatic, erijându-se într-un critic diabolic, dar și fermecător, încât noi, citindu-i versurile, ajungem să-l îndrăgim, chiar dacă zâmbetele sincere se transformă în grimase perverse. Ducem o existență de rutină bazată pe repetarea la nesfârșit a unor tabieturi uneori enervante. Ne adresăm celorlalți cu epitete disprețuitoare și asta îl izolează pe autor într-un univers propriu. O să regăsim aceste în poezia Politețe. De fapt, o lume a noastră, a tuturor. Condiția umană este evidențiată în poezie, la fel ca și natura umană. Totul în jur este vibrație. Gândurile sale, prin versuri, ne pot duce în întuneric sau lumină, poezia Quo Vadis. Dorința lui perpetuă de transformare a oamenilor prin îndemnul la o revizuire atentă, dorindu-și ca acestea să devină mai buni. Spunea, încredințați-vă inima și sufletul iubirii și viața va fi mereu frumoasă. Acest volum beneficiază de o grafică, acesta este volumul, semnate de talentatul pictor Cristinel Ionel Prisecaru, contribuie la transformarea acestei broșuri într-o mică operă de artă, îmi place mie să numesc, care ne face ziua mai minunată. În al doilea volum, care este încă sub tipar, poetul Mircea Bostan ne dezvăluie secretele seducției, tantrețea. Pasiunea și senzualitatea abia așteaptă să vă vrăjească. Sunt ultimele poezii scrise de Mircea Bostan. Poezii de dragoste atât de tulburătoare și cu rezonanțe atât de adânci, îndrăznețe și pline de dorință. În ele vorbește despre damnare, despre izbăvire, despre pasiune romantică, despre renunțare și sacrificiu. Autorul devine din ce în ce mai profund, descoperind tot ce e important în această lume. A luptat cu chimerele din el însuși și cu amăgirile din afara lui. Mult, intens, răvășitor. A câștigat sau a pierdut? Încă nu știu, dar știu că îl cuprind în mine și am înțeles că nu am trecut degeaba prin destinul lui. Sunt tare mândră de el. Poezia nu este așa cum susțin mulți, pentru experți sau numai pentru absolvenții de litere. Poezia, o carte de poezii sau poezia se citește cu inima, până când pășești în lumea poetului sub imperiul sentimentelor și al mesajelor transmise de acesta. Este un act intim, este o conexiune aparte. Am avut un sentiment măreț de împlinire la apariția postumă a acestor volume de versuri și sunt convinsă că eternitatea se moștenește prin poezie. Și acum o să citesc o poezie, dacă mai aveți puțin răgaz. Nimeni știa că din această lume nimeni nu va pleca viu. Știa că unul singur a călcat peste moarte și a înviat a treia zi. Și cu toate acestea avea senzația că iubirea lui e nemuritoare. Știa prea bine că amintirea durează neîndestulător.
știa despre efemeritate și poarta morții. Știa despre procesiuni funerare și neființă. Știa despre nenumărate verzi și uscate, nefolositoare. Știa despre nimeni, despre nimic, despre el și despre alții, dar nu știa când tobele singurătății vor fi pregătite pentru a bate timpul adunării. Vă mulțumesc tare mult și mă iertați pentru emoții. Mulțumim mult, doamna Dana Bostan. Un om de o modestie și de o onestitate ieșită din comun. L-am prețuit mult. Noi vă mulțumim, doamna Dana Bostan, și vă așteptăm cu postările pe grup, pentru că e foarte activ în a-l menține viu pe Mircea Bostan. E minunat ce face. Domnul Dinescu, despre cine voiați să vorbiți? Grigori Vieru, poftiți! Am zis să ne amintim și de prietenii noștri din Basarabia, că de seară o să mai vorbim și despre un alt mare prieten, chiar al nostru, a filialei, care a participat la foarte multe acțiuni ale noastre. Vă rog, domnul Dinescu. Bună dimineața, prieteni! Nu se supără nimeni, pentru că vorbim despre cei care au plecat în lumea umbrelă. Nu se supără nimeni, domnule profesor. Stimați prieteni, am să spun câteva vorbe despre Grigore Vieru, cel care a iubit, știu, România ca pe nimeni altceva, cel care a fost prietenul Galațului, prietenul tuturor orașelor și, sigur, prieten al orașului Bacău. Și ca să fie o chestie inedită, am să vă vorbesc despre ultima zi din viața lui Grigore Vieru. Iată, primesc un telefon pe 6 ianuarie 2009 de la Chișinău, după ce ne-am urat cele cuvenite pentru anul în curs. Așa, primesc un telefon de la Grigore Vieru, care mă roagă să fiu pe data de 13 ianuarie la Cahul, unde trebuia să moderez spectacolul, unde venea și Paul Surugiu, Fuego. Grigore Vieru era oaspetele meu ori de câte ori trecea de la București sau din altă parte, prin Galați, spre Chișinău, și unde întârzea câte 10 zile, 7, depinde cât avea la dispozițiune, iar când plecam la Chișinău, la fel procedam cu mine, mă reținea câte 7 până la 10 zile, mă rog. Eu fiind un student ascultător, pe data de 13 ianuarie m-am prezentat la Cahul, la secția cultură, la Comitetul Raional. S-au mirat aia și, domnule, dar am uitat să te anunț că s-a amânat, întâlnirea cu Vieru pentru data de 15 ianuarie. Zice, o să-ți decontăm drumul, dar ce facem cu oboseala dumitare? Zic, nu faceți nimic, nici cu drumul, știți, cu oboseala ăla, pentru că știți, mă descurc și singur. Dacă greșesc, sigur greșesc și cu voia mea, dar nu cu voia voastră. Distanța, zic, e prea mică, de la Garas la Cahul, 60 de kilometri, plus 60, faceți socoteală, că e simplu, zic eu, alora, nu dumneavoastră, Doamne ferește. Și plec înapoi la Galați pe 15, mai iau cu mine niște martori, ghilimele, da? Printre care și pe Nicolae Bacalbașa, de care ați auzit, vi-l spun pentru că se merită, așa? E o persoană publică, un om de cultură, scriitor bun de altfel. Și ajung la Cahul înainte, după 10 minute vine și Grigore Vieru și zice, ce mă bucur, Viorel, că ne vedem anul ăsta. Zice, hai să mergem la rectorat, la Universitatea Bogdan Petrișeicu, H2. Ne-am dus, am
ciugulit niște bomboane pe acolo, niște cafea. Nu mai știu dacă am mai ciugulit și altceva, probabil că nu. Probabil. Lucrăm pe teoria probabilităților, nu? Și plecăm cam jumătate de oră a durat chestiunea. Plecăm la mașini. Vieră zice, domnul, sunt cam obosit, hai să dorm și eu un pic, măcar 5 minute. Zic, da, domn Vieră. După un minut zice, bă, dar stai puțin, n-am să dorm, am să discutăm literatură, amândoi. Și discutăm noi, așa, la orele 17, când trebuie să înceapă spectacolul, cineva vine și bate în geam, zice, domnilor, da, haideți că să începem spectacolul. Era ger afară, dar mai ger era în încăperea, în Palatul Culturii, care acum a luat numele lui Nicolae Bodgros. Cred că pe drept. Nu cred, cu siguranță. Și ajunși în fața palatului, ne așteptau oamenii de toate vârstele, bătrânii se arătau una lui Vieră și întrebau, zice, domnule, dar când facem reunirea? Noua, marea unire. Și am intrat în sală, ne-am ajutat în primul rând, ni se face semn cineva de la cultură, care acum este inspector general la direcția învățământ Renal Cahul, îmi face semn să deschid spectacolul. Îi spun lui Vieră, care i-a apărut cartea așa recent la o editură din Iași. Zic, domnul Vieră, o să vorbesc despre cartea dumneavoastră și nu face treaba asta, Viorel, pentru că este ziua și spectacolul lui Fuego. Zic, bine, m-am enervat. Dar zic, Fuego este un lăutar, dumneata ești un mare poet. Și am vorbit vreo 20 de minute și l-invit pe... Deci am prezentat întâi delegațiile, prezentat pe Fuego și l-invit pe Vieră, vorbește și el, lumea aplaudă. Dacă l-așteptau pe Vieră, sigur că da, voiau și un pic de spectacol, ce s-a și întâmplat. Și la un moment dat eram pe scenă și Vieră îmi face semn că vrea să vină pe scenă încă o dată. Vine și cântă cu Fuego un cântec pentru anul nou, că ei sărbătoresc anul nou, după cum bine știți, pe vechi, cu două săptămâni mai târziu. Și prezentăm cartea Taina care mă apără. Mă rog, ni s-au dat niște icoane, niște diplome, le-a citit actualul inspector general diplome în fața publicului. Vreau să spun că sala e de 700 de persoane, dar cred că erau peste 900, așa? Și plecăm la Flamingo, un magazin de desubt deasupra restaurant, și la un moment dat aduce niște pâine neagră și Vieră îmi spune, zice, Vieră, vreau și eu două feliuțe, că de astea mânca la mama acasă. Vreau să-i dau Raisei. Raisa fiind doamna Vieră, soția lui Grigore Vieră. Mă rog, vorbesc cu Vieră, îi spun să vină la Galați, pentru că era mai aproape decât Chișinău. El tot ocolea un răspuns cert. La un moment dat vine cineva din delegația de Galați, nu Flori, altcineva, și zice, domnule, dacă Grigore Vieră a stabilit că vine pe 30, lasă-l să vină atunci și stă mai mult la Galați. Nu știu ce, mi-am rătăcit chiar existența mea și am zis, bine, și după aia, deci din procentajul de 87% cât câștigase meu, am ajuns la 60%, în ceea ce vrește convingerea pentru Vieră. Și am încercat din nou, am patinat în gol, până la urmă se hotărăște ca Vieră să plece, să vină pe 30 ianuarie. Îi spun șoferului, care șofa pe o mașină de vreo 20 de ani, veche, o vechitură, nu? Sau cum ar spune unul obraznic, un gunoi, nu? Cam așa. Bun. Am spus-o asta intenționat. Rabla spunem noi, da? Și spun lui Gheorghe Munteanu, șoferul, zic, domnule, ai grijă că l-ai pe Vieră cu dumitare, ai grijă el până la Chișinău, că după aia are el grijă singur de el. Zic, da, am înțeles. Sigur că era ceață prin Chișinău,
drumurile Basarabiei destul de, știu, afectate. Și ne-am dus la mitropolie, am stat până pe la 12 noaptea, plecat spre Galați și pe la 2 fără un sfert, măsură Nicolae Dabija. Zice, ce faci? Păi zic, doar, dar zic, ce cu tine? Că niciodată nu mă sun la ora asta. La care Dabija îmi spune, zice, ești în Galați. Dar zic, păi da, zice, Grigore Vieru a intrat cu mașina într-un panou publicitar și este în comul la spital. N-am mai dormit toată noaptea, bineînțeles, și dimineață îl sun pe Dabija, cum e cu Vieru, pe la 6:30, așa. Și zice, domnule, s-a dus ambulanța și când a văzut că e Vieru, medicul, și a pus mâinile în cap și spune, zice, oh, ăsta este Vieru. Vieru încă nu intrase în comă, l-a întrebat medicul, ce vă doare domnul Vieru? Și mă doare Basarabia. După care nu a mai vorbit nimic. Pe data de 18, deci la telefonul Ghidirim, ministrul sănătății, și a spus că nu mai sunt șanse decât 6%. Mă rog. Pe 18 a murit, pe 20 s-a lăsat mormântare. Dom'le, am făcut de gardă la căpătul lui Vieru cu Nicolae Dabija. Aflați că au fost peste 100 de oameni, 100 de mii de oameni, și a flori peste tot, nu mai flori pe toate, pe traseul care se spre Cimitirul Central. Și dacă le dădeau drumul și le opri la Chișinău atâtea autobuze, mai erau încă 100 de mii de oameni pe puțin. Bine, am spus cele câteva vorbe, deci am scurtat-o. Cred că o să-i dau ceea ce am scris spre Vieru domnului Ușurel, dacă nu are spațiu domnul Brăneanu în revista Plumb. Dacă nu, cu siguranță o să preia domnul Pulisioan Ușurel. Da, bine, mulțumesc. Iată-l, am uitat să vă atenționez. Dacă nu vă place ceea ce vă spun, bateți din palme. Iată, în continuarea, aducerea aminte despre Grigore Vieru, sau de Grigore Vieru, am să vă spun trei poezii, vă rog să aveți răbdare, sunt scurte și dense. Mai întâi poezia cu care și-a încheiat recitalul Grigore Vieru. Nu am moarte cu tine nimic. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Când te blestemă unii, vreau să zic, așa cum lumina părăsc. Dar ce-i face tu și cum ar fi de a avea mamă și ar muri? Ce-i face tu și când te-ai simți de a avea copii și ar muri? Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. Iată făptura mamei. Una din cele mai frumoase poezii ale lui Grigore Vieru. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între cer și pământ. În priviri, cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Și tot Vieru spune așa, referitor la neamul românesc, o, neamule, tu, adunat grămăjoară, ai putea încăpea într-o singură icoană. Și iată și o poezie care, pe care o leg de această zicere, scrisoare din Basarabia. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am urât, că mi-ai luat și grai și pită și ai năvălit pe-al meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să-ți spun, pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman.
nu frate bun, din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine graiul cel sluțit. Citesc azi pe Argezii, blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită, mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate, am spus. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mești, odată scăpai o lacrimă în priviri, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ochnă la Sibiri. Acolo în depărtata zare, din drobul mut al lacrimei, ocnașii scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu mi-e dor de voi și vă sărut. Despre Ion Prelipceanu, cine? Bună ziua, am aflat mai înainte că trebuie să spun câteva cuvinte despre Ion Prelipceanu. Voi fi cât se poate de scurt, știu că timpul ne presează pe toți. Ion Prelipceanu era o figură aparte, un autor de o generozitate ieșită din comun. Își cheltuia și fiecare și ultimul bănuț pentru a publica autori bucovineni. Era un împătimit de Bucovina, era trăitor în spațiul mirabil al Rădăuților, o Bucovină în miniatură, dacă e să privim astfel acea zonă, iar el era reflexia acesteia. Practic, spiritul său era unul clocotitor, era mereu într-o dinamică ieșită din comun pentru a găsi încă un scriitor din spațiul Bucovinei pentru a-l publica. A publicat o mulțime de antologii. Una dintre ele, spre exemplu, a fost o antologie într-un format mare, într-un format scos în condiții grafice deosebite ale a lui Iulian Vesper. Întreaga poezie a lui Iulian Vesper, apărută după Revoluție, după anii 2000, îi se datorează lui Ion Prelipceanu. A fost profesor de franceză, s-a născut la Horodnicul de Jos în 1946, pe 24 septembrie. A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, al Societății Scriitorilor Bucovineni și al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Acolo a avut o activitate, dar și în sânul Societății Scriitorilor, o activitate deosebită. Spre exemplu, a publicat inclusiv autori contemporani. La editura sa, care îi purta numele, a publicat-o pe o autoare foarte bine cotată în Bucovina și o autoare foarte bună, Mălina Nițoaie. A fost un generos prin excelență. Astea sunt amintirile care mă leagă de el și aceste lucruri sunt cele pe care le pot spune așa pur și simplu, imediat, fără să stau să mă gândesc. Era un spirit fără doar și poate împătimit de Bucovina și a publicat o serie impresionantă de cărți de poezie, proză, romane,
proză scurtă, interviuri, reportaje, eseuri, studii de istorie națională și locală, istorie și critică literară, etnografie, folclor, onomastică și toponimie, religie, monografii de scriitori, artiști și localități. A fondat o editură, cum v-am mai spus de altfel, care purta numele și unde a publicat foarte mult, în special scriitori din zona Rădăuților. Era foarte sensibil la ceea ce reprezintă istoria culturală a spațiului bucovinean și toată viața, practic, s-a comportat ca atare. Dumnezeu să o odihnească în pace. Vă mulțumesc! V-ați plictisit? Nu? Aoleu, avem două apariții, stați. Să vă prezint încă doi colegi de-a noștri care s-au adăugat. Două vipuri, da. Doi vii, da, doi vii. E vorba de doamna Mioara Bahna, critic și eseist literar, și vorba de Dan Perșă, prozator, poet și care vreți. Vă rog să-i aplaudați! O să mai avem două momente, doamna Cici Moldovan, și avem un tânăr care s-a adăugat nou. Mai avem despre domnul Iuniculescu. Și despre domnul, așa, mai e și tânărul nostru Gabriel, da, hai Cici. Da. După care o să cam încheiem prima parte a zilei și o să mergem să vizităm expoziția de sculptură. La sugestia, mă iertați că n-am să am nimic elaborat, ca și dovadă niște doamne pleacă când mă văd. N-am să stau mult. Despre Doru Calmuțchi aș vrea să ne amintim. A fost o figură absolut originală în cadrul filialei noastre. Știți, prozator. Dacă ar fi să-i pun o etichetă antumă și postumă, aceasta ar fi un rebel, un nobil rebel, un rebel și un om care, dacă Vieru a iubit Basarabia, el a iubit România și această iubire a fost atât de turbulent manifestată în societate, deși ca civic și ca scriitor, încât a rămas o figură absolut emblematică printre scriitori. Primul lui roman a fost propus pentru la nivel național pentru premiere și a refuzat. Nu se știe din ce motiv, dar a refuzat premiul, primul premiu, deci era premiul de debut. După aceea, imediat a scris un roman, tot așa cu multă, multă fervoare socială și tot așa indignare. Avea o indignare viscerală pe care știa să-și o pună în cuvinte și să o publice. A scris, în anii 2000, a scris o trilogie care se numea Iisus la București, trilogia, utopia, o trilogie utopică, deci că el avea tot timpul această obsesie că noi suntem subvalorizați și clasa politică ne menține într-o zonă a nicoboară, în loc să ne susține sau să ne ridice. Și, mă rog, cei care erau anti-români și așa. Tot timpul, un singur gest vreau să vă spun și plec, nu am propus că nu am aici toate operele lui, dar înainte de 2097, cred, a făcut un gest care este unic, cred eu, apropo de această revoltă a lui. Pe o cruce mare de lemn, și-a înșirat toate cărțile lui, care erau destule, așa, și a făcut o plimbare, cu ghilimele de rigoare, pe centrul Bacăului și a dat foc la cărți, într-o indignare pentru tot ce este non-valoare post-89. A rămas așa, în memoria noastră, poftiți? Cu crucea, da? A mers cu crucea, da, asta am spus, s-a plimbat pe centru cu crucea pe spate.
Și în presă a apărut cum tăria crucea aceea, care era mare, era mai mare decât statura lui, o tăria. A fost un om plin de credință. El avea de credință, credință în sensul religios și credință pentru toată, tot ce este românism, deși era, ce credeți că era? Păi mama lui era poloneză, din neam de neam de neam de neam erau polonezi și a fost mai patriot decât noi. Da, el pornit de la Pitești venit, dar mă rog, asta îi sunt rădăcinile. Ce voiam să o pomenesc, că îmi pare rău că nu este Ozana. În această felul acesta de a fi rebel i-a adus multe i-a făcut foarte multe de servicii și a îngreuiat un pic existența. Iar Ozana, soția, Ozana Kalmuțchi, care este muzician și a fost director artistic la Filarmonică mulți ani, după ce el s-a stins și a pierdut busola și nici nu mai știm de ea, este pe undeva, am văzut-o. Are rubrică în Ateneu. Da, da, dar vreau să spun, ca muzician, ea nu a mai, ca muzician s-a retras și din funcția respectivă, nu mai are nicio chestie, nici nu mai intră prin... A fost un pic așa. Aia a fost o excepție, da. A fost o excepție, dar concertele de joia la care mergem, ea nu mai, nici nu mai participă. Deci asta este traiectoria pământească a lui Doru Kalmuțchi, pe care îl pomenim și să ne amintim de el, că a fost un rebel spre binele României. Mulțumim frumos! Vreau să vă mai adaug o chestie legată de Doru Kalmuțchi, ultima lui carte, care era o carte de aforisme. Spune o chestie extraordinară. Zice, câtă energie se consumă pe vorbărie în România, ar putea fi alimentat Europa un an de zile cu energie electrică. Și are mare dreptate. Pe cuvânt. Asta o spune. Am reținut-o asta că efectiv mi-am zis, doamne, câtă dreptate are. Asta este. Consumăm atâta energie pe vorbărie. Vorbesc de toată media. Doamne, uitați-vă dimineața până în seară, dezbatem. Și nu se vede nimic în urmă. De asta era și un realist ancorat în realitate și un neadaptat pe bună dreptate. Bun, cine urmează în urmă? Doi autori despre domnul Lucian Mănăilescu. Știu, domnul Lucian Mănăilescu, un poet desăvârșit și un artist de fotografie extraordinar. Dumnezeu să-l odihnească. Acum domnul Pogonaru ne vorbește de Emil Niculescu, da? Da, m-am notat câte ceva. Poftiți. Despre Emil, unul din cei mai vechi și mai buni prieteni și de suflet și literari din Buzău. Îl consider pe Emil Niculescu un spirit cu totul special, singular din multe în multe privințe, în cercurile literare buzoiene și nu numai. Am frecventat împreună cenaclul de odinioară al ziarului Viața Buzăului, la care venea și Gelu Fulga atunci, pilot stagiar la unitatea militară de la Boboc, de zbor. Așa. Atunci mai veneau Gheorghe Ene, Gheorghe Ova, doi dintre mentorii textualismului românesc, alături de Crăciun și de Nedelciu, care nu mai sunt, toți patru au dispărut. Și de asemenea, periodic, frecventam cenaclul de luni. Participam la ședințele de lucru, când se citau și se comentau creațiile membrilor cenaclului, intervențiile sale aveau substanță, deveneau sentințe bine argumentate, greu de contrazis, pentru că erau expresia unei inteligențe artistice dublate de o cultură literară temeinică. Nu mai am pic mă întrerup. Bine ați venit, domnul Geo Popa. Mulțumim că ați venit. Destul de rezervat în manifestările vocale, cu un soi de timiditate din care ieșea adesea printre o marcă ironică, uneori chiar acidă, Emil Niculescu își dezvăluia adevărul ființei prin ceea ce scria, poezie, eseu, cronică literară. Bibliotecar la Casa Armatei, el era însuși o bibliotecă vie, un ghid autorizat prin labirintul literaturii din toate epocile și de pe diverse meridiane, mereu dovedind o înțelegere superioară, sintetizatoare a istoriei literare. S-a identificat mai mult cu dimensiunea nostalgică elegiacă a crailor de curte veche, consonant cu Mateiu Caragiale, prin rafinament estetic, printr-o filozofie a contemplării crepusculului existențial.
Majoritatea motivelor lirice din poeziile sale conturează un topos de burg medieval, cufundat în clarul obscurul unei disoluții transformate într-un spectacol urmărit cu ochi estet. O să vă citesc, am notat aici dacă mai am două blisuri, dar lui Emil. Vreme severă. Și norii ăștia grei călcând teribil, pe depresiv și meteosensibil, regres, bacovienele lacustre, coșmaruri cu meduze și languste, iar dacă viața s-a născut din ape, se pare tot sub ele o să crape. Și tratație, calm, plat, nu mișcă în arbor nicio frunză, indice de umiditate basculant, primari montează corturi să răspunză cu bănci, cu aer, cu apă rece, nu rahat. Domnul Gabriel Dinu, poftiți, vreau o completare pentru Mircea Bostan. Și vă așteptăm Stavrofora. Bună ziua, Gabriel Dinu. Să nu este o completare, eu îmi propusesem încă de aseară, nu știam că doamna Dana Bostan o să fie prezentă astăzi. Eu pe scriitorul Mircea Bostan l-am cunoscut în 2019 la Chișinău, la o întrunire literară. Atunci am făcut un schimb de cărți, eu debutasem cu Câinele cu ochii albaștri, dumnealui mi-a oferit, cred că, ultima carte, Proprietarul de fericire, cu o dedicație destul de onorantă de la Proprietarul de fericire către un câine atipic care se deghizează în pielea lui Gabriel Dinu și așa mai departe. Acum trei ani în mod a unui maraton poetic pe Facebook, care trebuia să provoci 7 prieteni, să posteze timp de 7 sau 8 zile câte o poezie. Eu am rămas uimit că m-a sunat la 2 zile după ce l-am provocat Mircea Bostan să-mi spună că este în spital. Credeam că încearcă să spună că nu poate datorită situației medicale. Și nu a fost așa. Mi-a zis, Gabi, știu că au trecut 2 zile, dar aș putea să încep azi. Și a început, a fost prima zi de maraton, poezie care îmi dau seama, deci cu 3 săptămâni înainte de plecarea lui, un fel de testament literar. Poezia se chema Tu n-ai să mori niciodată. Tu n-ai să mori niciodată, mirosul tău a pătruns în esența fiecărui parfum, părul tău a devenit pădurea în care neîmplinirile se pierd, trupul s-a desenat pe retinele ce răvnesc frumosul, tu n-ai să mori niciodată pentru că în lacrima ochiului tău trandafirii înfloresc în fiecare zi, tu n-ai să mori pentru că n-ai rostogolit iubirea pe dealuri de trădare, și n-ai ucis speranța din semnul de întrebare, tu n-ai să mori niciodată că-și zâmbe de fecioară, cu glas de înger ești și loc pentru repaus nu-i când din privirile șeleste un răsărit rotund incandescent țâșnește. Tu niciodată n-ai să mori că-și zămislită între nori vei învia în zbor cu cârtul de cocori. Și după acest super poem, pe care eu îl văd cum soi de testament literar, permiteți-mi să, din cartea care am prezentat-o aseară, să citesc și un modest poem care este dedicat. Da. Deci volumul al 4-lea Reich. Proprietarul de vise. Memoriei scriitorului Mircea Bostan. Atunci el a râs sau poate a plâns. O mamă nu-și trimite copilul în război nici pe frontul de est, nici pe frontul de vest. O mamă adevărată își învață copilul să nu uite că trecutul întotdeauna se repetă în prezent și prezentul în viitor. O mamă adevărată caută pentru copilul lui, copilul său, un bun meditator la fizică. Cândva acesta ar putea deveni un liniștit proprietar, dacă nu de vise, atunci de nenumărate case. Vă mulțumesc!
mulțumim, Gabriel Dinu, vă mulțumim tuturor, Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim, domnule președinte, pentru acest eveniment, da, și o să încheiem cu cuvântul Stavroforei Elena Simionescu, președinta Societății Scriitorilor Bucovineni, mulțumindu-i tare mult pentru prezența și dumneaei. Mie vă rog să-mi acordați un singur minut. Nu știam eu că voi vorbi aici. Când am plecat de la mănăstire, nu m-am gândit la atâta cinste. Dar auzind aceste multe cuvinte frumoase, numai despre domni poeți, m-a apucat o ușoară tristețe. Doamnele poetese n-au avut loc? N-au scris cu aceeași simțire? Cu aceeași bucurie de viață? Și o secundă doar să vă spun despre Veronica, Carmen Veronica Stejcic, care ne-a numit pe toți cei iubitori de poezie și ne-a luat cu ea pe iahtul cu prieteni imaginari. Ingineră de formație, poetă prin vocație, Veronica a rămas și va rămâne în numele cititorilor de poezie din Bucovina și nu numai, ca o făclie, ca o luminiță. Dumnezeu să o odihnească cu drepți. Da, aveți dreptate, măicuță. A mai fost o colegă de noastră. Eu n-am avut timp să iau cartea la mine, am mai multe cărți de ei. E vorba de Aurora Barcaru. Aurora Barcaru, născută în Basarabia, uite, o punte între frați, și care a trăit la Bacău o viață întreagă, dar o poetă de o sensibilitate deosebită. Mi-aduc aminte că era secretarea filialii, un fel de secretară, că la toate întâlnirile de cenaclu ale filialii, ea scria procesul verbal. Și acum sunt procesele verbale, deci era cea care scria procesul verbal, foarte meticuloasă și cred că într-o viitoare întâlnire va trebui să o evocăm. Cu adevărat, repet, dacă aveam timp și uite, puteam să eu să vă citesc niște poezii ca să vedeți că am dreptate. Vreau să mai vorbesc de asemenea pe scurt, foarte pe scurt, un alt poet, Lucian Mănăilescu. Lucian Mănăilescu a avut un parcurs interesant. A stat la noi, la filială, foarte mulți ani, acum vreo 2 ani, nu mai știu să trec, 18-2019 a plecat la Brașov. S-a plixat, domnule, mai aproape Brașov, eu pe Valea Siriul, Valea Buzăul, pardon, Siriul, da? Și trec la, pe întorsura Buzăul, ajung drept la Brașov, mai aproape decât de Bacău. Bun. Ce a făcut, ce s-a întâmplat? Că în 2022 a revenit înapoi la Bacău, în primăvară. Din nefericire, în toamnă s-a îmbolnăvit și în luna lui noiembrie, uite, deja sunt, e un an, 2 ani, cred că nu mai știu exact, un an și ceva, de când, acum în noiembrie, de când a plecat în cealaltă dimensiune. La fel, de un poet de o sensibilitate extraordinară și care a mai avut o treabă unică într-un fel. I-a spus soție să-l încinereze, iar cenușa să o arunce pe lacul Siriului acolo. Așa a fost dorința lui. Deci a vrut să se contopească nu numai cu cealaltă dimensiune, ci și cu asta, dar să fie integrat în totalitate. Deci nu numai într-o 2 metri, așa. Și mai este un poet care ne-a părăsit de curând, a scos o antologie, Bogdan nu e aici, o antologie, vă spun eu, de o valoare literară extraordinară. Îl cheamă Ancelin Rosete. Îmi pare rău, iarăși că am cărțile la birou și iar n-am reușit, dar cred că am să fac tot posibil după masă să vă citesc, să iau antologia aia, să vă citesc. Când avem recitalul de poezie, una, două poezii, să vedeți câtă sensibilitate, câtă profunzime și la acest Ancelin Rosete, care, repet, ne-a părut în acest an, în primăvară. Deci am vrut să-i amintești, păi bun, Ion Lupu a scris foarte mult despre
Ștefan cel Mare, epoca lui Ștefan cel Mare. Are o carte despre cetatea, de acolo, de la Tărâța, de așa, unde, unde se dădea semnalii când veneau turci sau tătari, în care cel care era acolo, cum să spun eu, hatman a cetății, dădea semnalul până la Suceava. E o descriere a multor persoane, personalități din perioada, în acea epocă medievală, din zona Comănești-Moinești. Carte, parcă are 3 sau 4 cărți, așa, plus mai are o carte de dragoste. Iarăși un scriitor de o sensibilitate deosebită, deci Ioan Lupu, să nu-l uităm și ne amintim și de el, cu aceeași dragoste ca și de celălalt colegi. Nu mai vorbesc de George Bacovia, că toată lumea vorbește, nu mai vorbesc de Vasile Alexandri, dar mai este unul care l-am uitat cu toți și care a creat un curent mondial, care și astăzi e valabil în Brazilia, dadaismul. Brazilienii și astăzi îmbrățișează, sunt cuceriți de acest curent care a fost dadaismul, pornit undeva din Elveția, dintr-o așa, stând și la un cabaret, așa, stând acolo și hai să facem versuri, punem în poeziile, punem versul la țurică, punem versul într-o căciulă, scoatem și... Și uite, așa s-a născut dadaismul, deși el era deloc, părinții erau de peste deal, de la Gârceni, peste deal de Lipova, dar a făcut școala și a trăit la Moinești. Taic se ocupa, fiind evreu, se ocupa cu comerțul de, și făcea mult export cu brânză. Cu brânză, cu caș, cu chestii astea, care, deci, vine într-o familie totuși de oameni negustori și el a făcut școala la Moinești, e legat de Moinești, școala îi poartă numele. Deci iată, o altă... Vă rog. Da, dar părinți acolo și aveau fermă acolo, așa, el pleca vara, stătea la Gârceni acolo, mai venea în vacanțe, da, Inescu la Moinești. Eu spun de unde, unde și-a desfășurat activitatea părinților. Da. Da. Aoleu, am uitat de Sorina Munteanu, da, alu Victor, traducătoare de excepții, în limba greacă, are chiar o carte care o am și eu, 33 de poeți greci contemporani. Ea a murit, de fapt n-a murit în Germania, era pe lângă Metropolia Iașului în Germania, așa. Dar a murit la Iași, fiind bolnavă, a dus-o la Iași, a murit acum câțiva ani de zile. Cred că sunt tot așa, prin 2018-2017, sunt câțiva ani. Deci, iată, se întâmplă. A, mai e să nu-l uităm pe Gheorghe Drăgan, de care nimeni nu vorbește, critic și eseist, critic literar, fratele lui Mihai Drăgan, de asemenea profesor universitar, eminescolog, la fel de excepție. Pe care și mare, dar l-am mai uitat și pe el, Gheorghe Izbășescu, poet, prozator, la fel, are deja Casa Memorială la Onești, unde domnul Bărbunțoiu nu e aici. Așa, a fost la sfințirea acelei case memoriale, e apartamentul care a stat, dar care a pus o placă pe blocul respectiv, s-a sfințit placa de respectivă de marmură, dar treci și vezi, bă, Gheorghe Izbășescu, cel care de fapt a făcut nu, cenaclul zburător. Și care a promovat și, uite, acum ne-am să aminte, aoleu, ce-am prins. Care ar putea să ne spună câteva cuvinte, nu știu dacă știți, o poetă venit recent la noi, o cheamă Marieta Rădoi, care a fost membru acelui cenaclu și ar putea să ne spună 2-3 cuvinte de să-i Izbășescu, dacă și mai amintește, din când era elev, da? Haideți, vă rog. Vă rog, mai avem o leacă răbdare că merită și Izbășescu, chiar a fost un suflet interesant. Vă rog. Când părintele i-a pomenit pe cei plecați în altă dimensiune, bineînțeles că am fost foarte, foarte atentă să nu cumva să uite și de numele Gheorghe Izbășescu. Am niște emoții teribile, vă rog să mă iertați.
Gheorghe Izbășescu a fost părintele meu spiritual, pentru că poezia mea a început odată cu el. A început odată cu Cenacul Zburătorul. Poate știți unii dintre dumneavoastră, a existat și o revistă, Zburătorul, pe care Izbășescu o scria aproape în totalitate. Spuneam că multora dintre noi ne-a schimbat destinul. Poate că am fi putut să devenim altceva. Știu eu, doctori, nedoctori, băgători de seamă, deci orice altceva, dar nu scriitori. Am învățat să scriu poezie de la Gheorghe Izbășescu. Am păstrat prietenia mulți ani, am scris prima carte, Coincidența umbrelor, sub atenția domniei sale. Vreau să spun că era de o eleganță spirituală ieșită din comun, deci puteai discuta cu el orice, era fratele nostru, era prietenul nostru, adică, cum să spun, era acea relație de suflet pe care numai Dumnezeu poate să ți-o dea de-a lungul unei vieți. Se spune că prietenii, Dumnezeu ți-i dă, prietenii și părinții. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu pentru prietenia lui Gheorghe Izbășescu și pentru că, dacă am ajuns scriitor, am ajuns pentru că Gheorghe Izbășescu m-a învățat să scriu poezie. Dumnezeu să-l odihnească! O să vă mai rog doar să îngăduiți încă vreo minut, cred că un minut, mai mult nu, domnul Ventilă vrea să ne citească o poezie de ce spuneam eu despre Anselin Rosete. O să-l evocăm poate mai mult altă dată, dar dacă tot aveți, citiți, să ne convine. Anselin Rosete chiar merită, pentru că a fost un poet dedicat cu adevărat poeziei, un poet de tip orfic, un poet cum astăzi sunt tot mai rari. Poemul pe care îl voi citi este unul relativ scurt. Voi fi cât voi. Nebănuite statui urcau și coborau de insomnie torturate. Întâia mâhnire din întâia nădejde se naște. Voi fi cât voi, le-am răspuns. Frunzele mi stuiau în tunericul din palme și ele mă vizitau și îmi smulgeau politicos unghiile. Îmi călcau iubitoare pe țeastă, căutând tiparul virtuții. Și au durat cât toate nisipurile lumii. Supus trupul meu, se topea într-o ceremonia spiritului, neînțeleasă, tâmpla mea, mormânt de iluzii, a rămas. Voi fi cât voi, le răspund. Deci cu asta cred că am epuizat tema de astăzi. Sper că nu v-ați plictisit și că a fost o idee bună să ne evocăm colegii, cei care sunt acolo în raiul poeților și a scriitorilor, pe care Dumnezeu sigur că are nevoie ca și ei acolo să mai recite, nu? Maicuță, să-i recite poezii, să-l încânte cu spiritul lor deosebit. Dumnezeu să ierte, iar noi să trăim, să-i pomenim, să nu uităm niciodată. Au fost și rămân în sufletele noastre, colegii noștri, o dâră de lumină pe care să o păstrăm și să o ducem mai departe. Și să o spunem și generațiilor care vin. Să nu uite și noi să uităm.